Prieteni, ia uite cine a venit. Cine a venit? Hai, pupă-mă. Pupă-mă și tu. A venit mai demult. Mami, mi-ai și mie o jucărie? Iar o jucărie. Hai, pe-o. Acum? Vino, da, că o să punem pe trepied aici. Luăm macaroni din spate de la noi. Nu, din spate. Vino încoa. Din oraș. Bine, vedem, hai. Stai, uțile, că stăm lângă mâncare. Să fiarbă mâncare. Iată, mai. Madalina a rămas afară. Vino încoa. Mai are o traversă de spălat mică. Să termin mâncarea, că m-a luat noapte. S-au pus mama pe foc niște oase afumate de porc. Au fiert. Le-am luat spumă, le-am spălat un pic și am pus să facem ciorbă cu macaroni. Nandu! El s-ar plimba, Nandu. L-am plimbat astăzi un pic. Când m-am dus să iau detergent cu Iemișu. Dar el vrea toată ziua. Ce ciorbă bună va ieși. Am pus legume. Legume de la congelator. Ce, parcă alea nu sunt bune? Păi la ce am mai pus atunci legume la congelator? Nu le-am pus pentru iarnă, să punem la mâncăruri. Tot timpul să cumpărăm legume cumpărate din oraș. Păi și ăștia la ce le-am pus atunci? Nu? Că de asta le-am pus. Leonardo, unde plecați iară? Sala cilată, făcută. Păi da? Sala cilată de casă. Ia să vedem. Toată lumea vloguri astăzi cu vestitele covoare. Mă, Leonardo, ce faci? Unde-i mașina? Păi și cheia unde-i? Nando, pleacă tu de acolo, bă! Hai! Gata, Madalina! Mă, Madalina, lasă că ăștia nu erau așa murdare. Ce trebuie să le freci atâta? Unde-i mașina? Trebuie să mă duc să cumpăr macaroni. Să pun la ciorbă. Unde are portofel? Ce faci? Stau ca bod, ca bagabuntul. Spală nu mi-e bagunciu. Mamă, ce m-am dat de spatele, nu mai pot. De la muncă. De la covoare. De la covoare și de la dușul, de la cabina, de la duș am schimbat. Pe când am treabă, faci și tu treaba ta. Am schimbat, am reparat dușile, am schimbat țevile, am schimbat o baterie, am schimbat furtunele. Ce zici pe Nemișu? Obosit. Nu mai pot. Pe bune, nu mai pot. Uite, tremur. Ce ai făcut Nemișu? Merită. Ce mai spală aia? Am bine, ce-am făcut. Să îngheții. Bun. Treaba e. Cum ești așa ea? Cu
De ce zici, mă, nanduleț? Vreau să mă plimb. El vrea să se plimbe. Mă, tu ești numai cu plimbatul, cu cumpăratul. Mă, noi nu suntem așa. Ești așa că tu ești învățată, ești din ăla, ca în junglă. Da, dar tu... nu mai acasă. Păi da, tu ești din ăla, de oraș tu ești. Eu sunt... Nu, eu sunt rac. Păi și eu sunt rac. De-aia nu înțelegem unde am gândit. Rac, nu rac. Rac cu dâmbăt. Da. Păi mișule. Da, cu gol. De ce se pui șola pe bine? Ah, mă gândesc, mă gândesc. Mă gândesc, eu la râzim pe serios. Ia. Da, mișule, ce zodie ești? Capricorn. Capricorn. Dracu, cu un cuvânt. Cum un fel de cal. Capricorn. Și tu ce ești? Eu? Ce ești? Ăsta Capricorn? Balanță. Ia. Eu sunt scorpion. Ia, să vezi. Nu ești Taur. Nu ești Taur. Sunt scorpion. Să vezi. Stai că mi-o e Taur. Ia, e Taur. Alex e ce? Alex e Capricorn. Alex e cu mine? Mm-hmm. Păi nu sunt, e născut pe 10 ianuarie. Eu sunt pe 5. Ne seamănă cu bunica. De-aia Alex e încăpățânat așa. Îi împunge. Și tu cu cine ești semănătoare? Eu? Semănătoare? Cu Dănuț? Nu, nu, nu are nicio legătură cu Dănuț, Dănuț e balanță. Păi și tu, și tu ce ești, bunicule? Aha. Leu, nu? Ești scorpion? Ești leu. Parcă te-ai mers Madalina, acasă odată și ai spus Madalina, ce zodie e Max. Madalina, ce zodie e? Leu. Leu? Să nu obișnuiește cu ăștia doi. Păi da. Noi doi. Eu stau, eu nu sunt cu tine în echipă. Eu sunt cu Denisul în echipă, nu cu tine. El nu e cu tine în echipă. Da, să mănăm așa, ne tragem așa. Nu, nu. Nu, nu. Uite cum a pus ochelarii. Eu sunt cu Denis. Să mănânc, păi, Denis. Dar Denis ce e Capricorn? Păi e morcuța, nu vezi că e mai așa. Asta, Denis ce puzorie e? Denis, Denis, tot iarna e pe timpul ăsta. Cred că tot ceva... Rac. Capricorn, nu. Păi cum să fie rac dacă noi suntem vara? Băi, eu nu mă bag cu campeana în echipă, să știți că... Să știți că nu prea merge. Aș... Așunta moca ta. O, ce e? Destuța ăsta, mamă. E ruptă? Un picuț. O cosă de seară. Aici? Mhm. Păi nu, tragedia, că e ruptă mai tu și nu mai poți să mai o cosă. Mm. Care puful ăla, nu tu? Lasă-o. Nu mai iau macaroni. Auzi, dar da, de ce să zici? Pești. Pește! E un pic semănos cu mine, dar cu tine. Da, da, nu. Steaua strusă soare, ca mai taină mare, steaua strălucește și nu dinătești. Alex seamănă pe Nemișu și pe David. Da. Nemișu, ce înseamnă zodiile astea, rac și scorpion? Sunt și de uscat și de apă sau cum? Da. Are două. Și strânge. Și mai dă și înapoi câteodată. A? Zi. Eu mă duce mai rău. Am treabă cu doamna de la... Ia să-i auzi? Dar ai văzut că și el câteodată mai dă un picior în spate, rămâne în spate, așa rămân eu. Da, a bunica mea ce e zodie, Anca? Anca. Nu mai știu, am uitat. Ce? Cum, Capricorn? Dar știți că racul are, când desface, ăia are o, are gură, vorba aia, știi? Ce gură are cu ăsta racul? N-are gură, are gură. Crești, 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 ia uite crești. Cine păi știe și scorpionul are crești. Nu, sunt, e racul și cu ăsta. Dar bunicul tu Leo scorpion. Ce zodie? Scorpionul poate să mă bunicul tu Leo ce zodie? Alo, patru. Racul nu. A. Cine, de ce? E o trăbitor. Nu. Cum se numește? Racul nu. Cum se numește? Scorpionul. Scorpion. Cine e din familie scorpion? Eu. Măta. Ia, mă, să nu mă ataci. Băi, dar bunicul tu Leo ce zodie e? De? De? Poate trebuie să știi.
De-aia ți-ai pus un ghid. Bunicul tu Leo ce zodie e? Ce? Pido. Oh! Leonardo? Nu, e enorm. Și fii atent că deja a zis oamenii că vorbești cu... Gata. Nu, cred că e... Rață de la rățoi. Nu, stai, cred că e... Nando! Nando, mm-hmm. Dar tu ai văzut racii că au lipsă între dinți? Mă, nu, că a dat-o cu zodie ei. Eu n-am. Ba, ai și tu în față. Unde e? Lipsă. Ai unul mai mare, unul mai mic. Frumos. Nu, pă, tu mai, ia deschide. Au, nu mai pot spate. Au. Bă, ai văzut ce zodie e? Cine? Bunicul tău. Rățoi. Neamicul, vede neamicul, ia parcurete pe Dumnezeu. Așa să-i spui, zodia rățoi. Și doar atâta. Ce, mă, să ducem? Dragă-mă în parc, cum vede că ea, parcă vede pe Dumnezeu. Mă gândesc că o spune aia cu voi, mă zice zi ei. Băi, auzi. Du-te schimbă-te întâi și după aia, după aia bem aici. Mă, schimb când mă culc. Păi așa, e înainte de culcare, faci omul, duci să schimbă. Păi da, ești ud. Du-te. Du-te, schimbă-te, dă-i șura pe jos, ia ghetele, ha? Păi, păi, cu ce ai mei? Doamne, ești ce diluie. Păi ia ciorap și ia adidas și ai noi. Măracule. Și e ce s-a normal? Ia. Dar de frate meu ce e? Păi ți-am zis odată ce e. Capricorn? Capricorn? Ce e la Capricorn? Capricorn. Capricorn. Dar tu ce zodie ești? Rac. Rac? Și bunicul tău ce e? Bucată! Rățoi. Rățoi, așa să-i spui. Bunicul tău e zodia rățoi. Dar bunica mea ce e? Spune! Ce zodie e bunica mea? Nu mai știu că e prin februarie, parcă. Mă, nu, e zodie pește. Că ea mănâncă pește. E zodie pește că mănâncă pește, nu e. Păi ce e atunci? Nu mai știu, mă, Nando, am uitat. Ursul ce-i? Ia spune. Tau. Din ăla cu... Cine e Tau? Tau. E Tau? Te sparge cu pătaia Tau. Nu! De ce mă sparge? De ce mă sparge? Că-i Tau și tu ești Leu. Păi și Leu e mai tare. Nu e mai tare Leu? Ăla... Ăsta... Taurul te face praful, spate și capul ăla de rotund. Dar tu ai văzut Leu... Leu în junglă cum atacă orice animal. Ajunge cu ăla, gata! O, lasă-l! Prea mult! Prea mult, gata! Costică, lasă-l! Lasă-l Costică jos, gata! Pune mătura jos și fugi! Ce? Așa, bunicule! Cam sărată. Da, mami, Alin ce zodie? Mă, am mai luat tot. Nu, Albina, că o știi foarte bine. Albina. Dar e... ce cauți tu cu zodiile? Eu o să vorbești altceva. Zodiile. Albina e născută prin Bă, te învăț eu ceva. Ia tași tu. Fii atent, lasă să fie. Cât face 1 cu 1? 1 plus 1. 1 plus 1? 2. 2 plus 1? 2 plus 1? 3. Bă. Păi nu mai arăta, lasă. 2 plus 2. 4. Să mă își căcat-o. Nu mai spune așa. Bine, 4 minus 1, adică din 4, anulez 1, minus 1. Și cât? Să mai 3. Nu știai, dar stai, bine. 2 minus 2. 2 minus 2? Din 4, nu. Nu, nu, nu. 4 minus 2, de ce nu știu? 4 minus 2. Alo, din 4 degete, minus 2. Cât? 2. Păi mare scovală. Ia, auzi, pentru tu ancor. Ancor? Da, da. Care e rând de ticor. Penta, penta. Na. Până pe aici. Na. Penta potoroianța. Potoroianța. Ca mă lăsați! Ia-mi la șansă! Ce-a grău? Ia-mi pe ceva neamnă! Ai auzit? Ai auzit că vreau șansă! Vezi? Auzi? Așa se învață poezii! Da! Să-i
numeri, pentru că... Ăștia-s poezii acum, da? Păi, dar nu prostii. Iată. Pentru paradaița. Paradaița. Hase, hase, e mici la leața? Bine. Ia mă zic. Lasă, cât e 2 plus 2? 4. Nu, cum era după aia? Ia spune. Te mai învăț ceva, da? Mănânci căcat. Oh, Leonardo, păi, dă un colo de treabă, gata. Suntem și noi oameni serioși. Păi și așa au zis oamenii, să nu mai vorbești cu lui, să luăm măsuri. Păi auzi, noi acum... Ajunge! Alo, stai un pic. Noi suntem bărbați acum, da? Noi suntem doi bărbați între două femei, da? Trebuie noi bărbați să avem... Ce butoi? Stai un pic când vorbesc. Ia-ta-ți. Ha? Să-ți zici ăsta nebună. Hai, lasă. Da, nu, ce benzină are? Gata, mama, ca na. Hai, gata. O e pe-l vloguri, aici, vol pe imediat așa oră. Da, lasă, ce am văzut? Fii antena. Vorbim că noi suntem bărbați, da? Trebuie să avem un pic. Noi să bărbați. Auzi, ascultă, deci nu mă ascult. Poți să spun și ceva? Unde e gagica aia? A ta, de mult. Nu mai e. Nu mai e, unde e? Am lăsat-o, uite, nu mă lasă bunică. Dar bunicul tău unde sunt? Unde sunt? L-a lăsat și pe el. A pus și așa și pe el, l-a lăsat. Am îmbătrânit și noi. Da, nu mai are lovele. Nu mai sunt lovele? Da. Dar ce făceai tu? La 10 ani prostii? Sau de eu la 10 ani făceam bani. Ia. Nu, la 10 ani ce făceai? Prostii? Te dădeai cu capul de pere sau făceai bani? Făceam bani. Și nu te dădeai cât toată când nu aveai pâine în casă, nu te dădeai cu capul de pere. Mă dădeam peste cap ca să fac bani. Ca cine? Te dădeai peste cap? Da. Păi și dacă scădea în bani? Îmi punea mintea la contribuție. Și dacă scădea? Și era contribuție. Unde? Pe mare? Își punea mintea la distribuție. Și ce aia? Distribuție. Maldive. Ascultă-mă, uite, știi ce e contribuție? Mă ajunge acolo, că mor când te văd că bei așa. Ascultă, Leonardo. Leonardo, ori vorbim, ori nu mai vorbim. Mai ales că e și pe vlog. Trebuie puțin respect, da? Ne uite, se uite la noi o lume întreagă. Ar trebui să fii... Patroane, cu tine vorbesc, da? Suntem bărbați, da? Aha. Vorbim între doi bărbați, da? Ar trebui să fii, să te încrezi bărbat puternic, deștept, pentru că tu ești foarte deștept și ar trebui să demonstrezi la colegii tăi la lume asta. Că te duce capul oricum te duce și ar trebui să faci și fapte bune. Unde mă duce? În Severin? Nu, Nandu, pe bune, mă trebuie să luăm măsuri să nu mai vorbești urât, gata. Pentru că fii atent. Ai văzut, Alex, nu vorbești. Tu ești prea deștept. Și ar trebui să ajungi departe. Să devii fotbalist. Nu fotbalist! Dar ce? Polițist! A, polițist, ca să vină gata, să ne ia. Și ce? Altochia. Păi, ce faci? Ne bagi la pușcărâlă? Polițierâlă? Cum spunea patroana? Ai gata. Auzi. Vreau să vă aristez odată. Pe cine? Aleuțule. Pe tine, că nici nu-mi cap, că nici nu-mi cap cătușele pe te mai întreb o întrebare. La ultima și dar răspuns corect. Ultima întrebare. Dar să fii sincer, da? Fii atent. Să nu dai pe mangară pe șmecherie, da? Sincer. Pe cine iubești tu și cu cine ții tu mai mult? Cu bunicul Leo sau cu bunicul Max? Sincer, lasă-l. Întrebarea ar trebui să dai răspunsul să aud de toată lumea. Eu știu răspunsul. Mexican. Nu minți. Nu minți. A dat-o pe șmecherie acum. Ai dat-o la șmecherie sau? A dat-o la șmecherie. M-am dat-o la vrăjeală. Ba da. Eu știu. Nu. Eu te citesc. Lasă, vorbesc eu cu el.
Știu cum ai dat-o tu. Tu ai dat-o acum. Că e la tine la masă. Ca să treci podul, să treci calul. Știi bine cum e? Face. Dar tu ești maker, știi de ce? Că știe pentru să că trăiască în orice situație. Tu când ești la mine, te dai sub pielea noastră. Când ești în partea altă, ai uitat de noi. Păi nu, când se duce, se duce cu gălăgie. Care zi e mama? E, o să vă fur și eu ceva din casă. Aoleu, nu așa. O să vă fur. Tu stai puțin, tu când vii, tu furăcești? Nu mă, șparlește, nu furăcește. Hot, ho! Adict. Nu-i frumos. Pardon. Trebuie să pui mâna la gurița. Ha, mă, lasă-mă în pace cu gurița ta. Tu? Țiganul-i tot țigan. Tu cu mine, noi doi. Țigan. Ascultă-mă. Nu pot să fac bine. Leonardo, uite ce spune eu, îți propun ceva. În viitorul tău, da? Când tu. Când am femei. O să ne luăm, ascultă-mă. Ce să ții? Noi doi. Femei? Tu dacă ești cu minte, dar vorbim sau nu mai vorbim? Vorbim. Ascultă-mă, uite-te în ochii mei. Noi doi. Hai, bă, lasă-mă cu ochii tăi. Nando. Hai bine. Gata. Păi, nu mai, aici ce facem noi? Hai, dă-i drumul la portivei. Noi doi, fii atent. Așa. Plecăm amândoi la afaceri? Da, și ne luăm gagici. Ne luăm și gagici. Mă, lasă asta, afaceri, tot gagice. La școală ce facem? Plecăm amândoi la afaceri? Când? Când o să ajung la 20 de ani? Când iei permisul, cu cine o să umbli tu, să conduci și o să stau în dreapta? Cu mine sau cu Leo? Eu știu că te duce capul. Tu o să faci bani și eu. Să fac amândoi bani. Tu o să faci bani mulți, o să faci afaceri mari și eu să fiu mândru de tine, să stau în dreapta. Dar cu cine? Cu cine umbli tu la afaceri? Cu mine sau cu Leo? Cu mama. Leo e pe locul 1, dar o să umplu cu tine. Leo e... Cum la asta? Nu înțeleg. Leo e pe locul 1. Păi ai zis că pe mine mă iubești. Băi... Ia. Eu am spus de tine că nu ești din Zodia Leo? Da, dar stai un pic. Cu cine ții tu? Cu cine? Pe cine iubești? Cum ai? Pe tine, băi! Și atunci cum e locul pe Leo pe locul 1? Nu înțeleg. Frumos să bă, tu ești, că nu ești în Zodia Leo. Ai întors-o? A dat, nu. Am vrut de la Giorgi. Deci, ții cu Leo sau cu Max? Cu Bugu Max. Mm-hmm. Ia paharul de la gură, că nu știu cum faci vreo nebunie și te tăi la gură. Na, bine atunci. Deci am încredere în tine, da? Când da. O să crești mare la 18 da. Ani, conduci un Ferrari și o stau în dreapta, da? Oh, nu! Leo stă în dreapta, tu în mijloc. Unde? Tu în mijloc și Leo în dreapta. Unde în mijloc? În spate? Bă, Leo stă în dreapta și tu în mijloc. Unde în mijloc? Păi care două scaune are mașina în față. Bă, eu nu-mi iau! Da, ce? Ești a dubă! Ești a dubă! Ești a dubă, autobuz? Nu, știi ce nu-mi iau? Da, ce? Un Audi R7. Oh, și mie îmi place. Cine? Dubele iar. Eu zic. Care dube? Iar două dube, una vin după rânză. După rânză? Hai să-i dau și cum mă ceva. Cum adică două dube? Nu înțeleg. Iar... Mă vreau două dube, una după alta. Vrei să-mi blocoți? Hai să furăm și... Oh, bă, ce vorbă e asta? Asta e vorbă de zis, așa. Hai să furăm și... Alte bani bă la mine, baie. Frumos. Tot picură apa. De unde? De la Gârteanu ăla. Ce zonie ești? Gârteanu, cum nu ta e albă? Păi nu e pusă bine, iară. Ce? Că uite toată. A fost cu vlogul meu. Vă dorim noapte bună, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Leu. Să dați un like. Știi ce? Și vedem mâine ce mai facem. Ba da. Zipa la prieteni, hai. Bunicule, spune acum mai